Charles al III-lea a depus jurământ pe Biblie pe 6 mai la încoronarea sa oficială în ceea ce privește rolul său de apărător al credinței anglicane. Cu ambele mâini puse pe Sfânta Scriptură, el s-a angajat solemn să urmeze legile lui Dumnezeu, adevărata Evanghelie și să apere religia protestantă reformată stabilită prin lege în Regatul Unit. Regele s-a adresat apoi celor 2000 de invitați la ceremonie, declarând după sărutarea Bibliei: Eu, Carol, mărturisesc și declar solemn și sincer în prezența lui Dumnezeu că sunt un protestant credincios și că, în conformitate cu adevărata intenție dintre textele care garantează succesiunea protestantă la tron, voi susține și voi menține textele menționate conform legii. Relatează infocreștin.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.